Mult mergem mai departe. Centrele de vaccinare din țară stau goale și sunt nefolosite din lipsa vaccinurilor. E bine, se întâmplă lucrul acesta și la Roata de Jos din județul Giurgiu, unde ieri nu era, de exemplu, absolut nimeni. Iar reporterii Antena 3 au fost primii care au intrat în centru. Lipsa vaccinurilor a transformat în muzee niște spații în care primăriile au investit zeci de mii de lei. În urma reportajului difuzat în urmă cu două săptămâni de Antena 3, în care am arătat că medicii din Roata de Jos, care urmau să vaccineze câteva mii de oameni, nu știau cum se prepară dozele de vaccin, e bine, acestea au beneficiat de un training de la reprezentantul firmei care a și fabricat vaccinul. Medicul știa cum să facă vaccinul, dar nu i-au venit dozele. Centrul de vaccinare din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, este pustiu. După câteva minute, a apărut femeia de serviciu. Nu trebuia să fie centrul de vaccinare aici? Da, da, da. Și ce s-a întâmplat? Nu știu să vă spun eu ce și cum vine domnul doctor acum și vă anunță. Da, nu e funcțional centrul de vaccinare? Nu s-a dat drumul până acum. După reportajul difuzat la Antena 3 acum două săptămâni, în care am arătat că medicul de familie care urma să vaccineze câteva mii de oameni nu știa cum se prepară dozele de vaccin, autoritățile au luat măsuri. A venit reprezentanta firmei Pfizer și ne-a spus, ne-a prezentat și un filmuleț și metodologia de utilizare a vaccinului, cum se face, cum se diluează, deci aia suntem instruiți în sensul. Acum, când medicul știe cum să facă vaccinul, nu are însă materia primă. La 4 zile de la demararea campaniei, v-a succit vreun vaccin? Nu avem niciun vaccin. Deci asta depinde, cred, de direcțiile sanitare, de DSP-uri și mai sus de minister. Prin urmare, centrul de vaccinare din Roata de Jos stă nefolosit, deși autoritățile l-au reabilitat și dotat cu aparatură modernă. Din punctul nostru de vedere, este finalizat ca și dotări. Vedeți frigideri, vedeți mase de consultații, laptopuri imprimante, măsuțe de instrumental și toate cele. În centrul de vaccinare din Roata de Jos ar trebui vaccinate 20.000 de persoane din comunele Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare și Mârșa.